O fărâmă din istoria anesteziei. În antichitate nu aveau cunoștințe despre substanțe pentru anestezie. Pacientul era lovit cu un ciocan de lemn în cap. Era nepoliticoasă terapie. Pe lista cu anestezie am aflat. Să știți că m-am consultat, tot ce am scris e adevărat. Din cauza durerii în sala de operație, mulți pacienți au murit. Când nu i-a putut salva de la moarte, medicul mergea acasă tânguit. Medicii s-au gândit la o terapie. Ei au descoperit substanța pentru anestezie. Pentru anestezie, medicii egipteni în antichitate au folosit praf din pielea unui aligator. Nu știu cât a fost de eficace, am scris-o pentru că-s dator. În India antică, vindecătorii au folosit cannabis indian pentru anestezie. Pacientul era mulțumit. A fost bioterapie. În evul mediu, substanța pentru anestezie a fost extrasă de medici din rădăcina plantei mandrache, că are alcaloizi psihoactivi puternici, este scris că a fost eficace. În secolul II, doctor chinez Huato a sugerat marijuana cu adaus de vin pentru anestezie. Ideea lui m-a încântat. A fost interesantă terapie. La începutul secolului XVI era o altă gândire. Doctor neapolitan Aurelio Saverin a redus durerea organelor operate prin răcire. Zăpada era un dar divin. În anul 1846, William Morton a făcut experiment. Cu eter sulfurat a făcut anestezie. A îndepărtat o tumoare de pe gât la un pacient și a brevetat inovația în istorie. În anul 1894, pentru ameliorarea durerii de dinți, medicii stomatologi au folosit morfină și cocaină pentru copii, dar și părinți. Erau considerate o putere divină. La începutul secolului XIX s-a descoperit anestezia cu cloroform. Pacientul în sala de operație era fericit, trăgea un somn. În anul 1942, doi chimiști suedezi au descoperit în laborator compusul numit lidocaină. Cu ea calmezi durerea ușor, parcă-i o putere divină. Cei doi parcă-s două stele, Nils Lofgren și Bengt Lundqvist. Ei ne-au lăsat o avere pentru mine și anestezist. Pentru arta divină a durerii sunt multe substanțe scrise în carte. De-aș fi la începutul primăverii, eu le-aș învăța pe toate. Am 72 de ani, măi frate, cu viață bună, dar și grea. Poate că e ultima carte, că suferința e la ușa mea. Aștept sistemul imunitar să intervină, să scap de suferință. Procesul e o lucrare divină, el dă ultima sentință.